echipei suedeze, care face un pressing constant la mijlocul terenului, dar iată-l pe Lăcătuș și Trudă în careu și... Și gol! Gol! Stimați spectatori! A fost o fază la care așteptam continuarea jocului. Arbitrul francez Joel Chino a făcut semne că nu acordă o lovitură de la 11 metri. La faza la care s-ar fi putut acorda după părerea noastră, dar balonul a continuat și spre neatenția portarului Zerdin. Balonul s-a scurs în plasa porții suedeze. Iată reluarea acestei faze. Un Lăcătuș în prim plan, atacat violent, se pare, de la spate. Jocul continuă și mingea intră pentru prima oară în acest meci în plasa porții suedeze. 1-0 pentru Steaua. Jocul reluat între timp, stimați spectatori. Un început așadar foarte bun de partidă. Suntem în minutul 7. În minutul 6